Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să mergem departe în Thailanda, un elefant lacom și leneș și gras oprește în trafic camioanele cu trestie de zahăr ca să mănânce pe săturate. Gras nu e adevărat. E gras, îi se spune feti. De ce crezi că îi se spune feti? Ei sunt foarte slabi. Ca thailandezii. Thailandezii și printre ei ăsta pare și feti. Nu mai sunt atât de slabi. Pentru că au înnebunit. Au descoperit zahărul. Zahărul cristal. Și acum la masă, la orice restaurant te duci în Thailanda, orice cârciumă nenorocită de pe marginea drumului până la alea de top, da, primești, cum primim noi sare și piper, știi, și oțet și ulei de măsline, ei primesc sos de soia, încă un sos cu picant, picant cu usturoi ce mănâncă ei acolo. Sriracea. Sau sriracea și zahăr, zaharniță. N-am remarcat zahăr. Eu am prima dată n-am înțeles, am crezut asta e, zic, e sare cristalizată, ce e asta? Nu, zice, e zahăr. Adică, într-adevăr, se pune zahăr în orice rețetă thailandeză, practic în absolut orice rețetă. Ai o linguriță de zahăr măcar, dacă nu două. Da. Nu dă și mai curry. Asta. Dar ei au și suprimente. Și au început să fie obezi. Revenind la obezul de elefant, are 35 de ani, îi se spune Fatty, iese în fața camionelor încărcate cu trestie de zahăr, le oprește și le jefuiește. Ca un racket moldoven. Nenorocit. Sunt și poze. Și localnicii îl știu foarte bine. Unul declară, citez, e, mă rog, e știrea de pe Digi24, citez: acest elefant, spune domnul Awanampin, se numește Fatty pentru că mănâncă foarte mult. Are aproximativ 35 de ani. Este mascul, nu are colți, este un elefant sălbatic, dar iese în fiecare an din pădure în această zonă să aștepte camioanele cu trestie de zahăr. Dar sunt mai mulți elefanți care fac la fel. Nu este el singurul elefant lacom. A francizat da. Este ideea. Un porc de elefant, cum să spun, terorizează vieții șoferi, se oprește în mijlocul drumului, na, camioanele trebuie să oprească, se duce într-o parte și ia din remorcă trestie de zahăr și papă cât poate. Eu pot să vă confirm și că sunt mai mulți și că ăsta acționează de mult timp, pentru că mi-am amintit, ascultând știrea asta, de o știre difuzată în urmă cu 20 de ani. Da. La RFI de colegul meu de atunci, Luca Niculescu, salut. Aha. Luca. Excelență, să trăiți excelență. Am reținut asta pentru că a fost unul dintre foarte puținele momente când pe Luca l-a pufnit râsul în timpul unui jurnal de știri, n-a putut să ducă știrea. Atunci fetii ăsta, da, că sigur era băgat, grăsuțul, dacă are 35 de ani, da, acționa cu gașcă, da, și aia practic se organizau. Erau organizați. Făceau unul oprea hold-up traficul, da, făceau ambuscadă, știi? Da. Unul se punea în fața camionului. Ceilalți veneau și cu trompele, da, cu trompele furau trestia din remorcă. Și da, aici i s-a rupt filmul lui Luca, n-a mai putut să ducă știrea. Să da, camioanele cu merdenele când vin aici? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.